Cu mult timp în urmă, în adâncul pădurii exista un sat ascuns în care trăiau niște creaturi micuțe. Ei își spuneau ștrumfi și erau buni la suflet. Dar mai era și Gargamel, vrăjitorul malefic. El era rău. Urăsc ștrumfii! Te prind eu! Vă voi prinde pe toți, chiar dacă este ultimul lucru pe care îl voi face! Pune-o mâna pe voi! O să vă pară rău când o să vă găsesc satul! Pădurea este încă acolo și dacă ascultați cu atenție, puteți auzi urletele lui Gargamel, iar dacă sunteți buni, îi puteți zări și pe ștrumfi. Ștrumfi! Ștrumfița are probleme, să mergem. Ce s-a întâmplat, ștrumfițo? Este o creatură oribilă în grădina mea. E o creatură în grădina ta? Bine, ieși afară cu ștrumfii ridicați. Sunt doar eu. Ștrumfule Leneș, ce cauți acolo? În ultimul timp nu mai pot să dorm și locul ăsta părea perfect pentru a-l încerca. Tu nu poți să dormi? Tu? Dintre toți ștrumfii? Da, este o soartă mai rea decât ștrumfea. Pam, 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 pam. Mai are nevoie de ceva dulce? Dar, lacomule, părea un loc perfect pentru un pui de somn. Nu-mi pasă nici dacă nu mai dorm niciodată. Ieși, ieși, ieși. Mai să fie toată munca asta care îmi face sete. Îmi voi ștrumfi niște apă rece. Îmi pare rău, ștrumfilor, dar oriunde m-aș duce, pur și simplu nu pot dormi. Nu se mai poate duce după indulă. Ștrumfule Leneș, ar trebui să discuți despre asta cu papa ștrumf. Ai dreptate, ștrumfule cochelari. În felul ăsta nu voi mai dormi deloc. Este îngrozitor, papa ștrumf. Nu mai știu ce să fac. Toată noaptea mă foiesc și mă sucesc. Nu ai vreo licoare pe care să mi-o dai? Îmi pare rău, Leneșule, dar nu pot face nimic. Cel mai bun medicament pentru un somn bun este să faci exerciții fizice. Exerciții? Da, genuflexiuni, flotări, jogging, aplecări, sărituri cu coarda, fandări, în notă, cățărături. Oh, nu! Fără exerciții! Papa ștrumf, papa ștrumf, uite-te la prieta mea plantă bolnavă. Este atât de ridată. Nu se ia, nu? Nu, cochetule. Du-te acasă, liniștește-te și voi vedea ce e de făcut. Deci, ce ți-a dat papa ștrumf? O licoare, un praf magic, un... A spus că nu mai e nimic de făcut. Nimic? Trebuie să fie o greșeală. Așteaptă-mă aici, te rog. Știi doar că sunt un prieten personal al lui papa ștrumf. Mă duc să văd ce e de făcut. Ce păcat! Dacă ar fi venit mai devreme... Ha? Poate că aș fi putut ajuta, dar acum, din păcate, este prea târziu. Se pare că acesta este sfârșitul. Cred că o mai duce maxim 2 zile. Vai de mine, săracul Leneș! M-are doar 2 zile până... Mă duc să le spun celorlalți. Trebuie neapărat să le spun. Ștrumfilor, ștrumfilor, am vești groaznice. Papa ștrumf a spus că Leneșul mai are doar 2 zile. 2 zile până ce? Păi până ce el va ștrumfi. Nu-mi vine să cred. Nici mie. Săracul Leneș. Și papa ștrumf a mai spus că nu mai e nimic de făcut. Atunci vom face ca Leneșul să aibă ultimele 2 zile foarte fericite. Știu, îi vom organiza o petrecere de rămas bun. Da, o să-i fac un tort mare. Iar eu voi culege niște flori frumoase. Plântuțo, te voi face bine. Dar trebuie să recurg la toate trucurile pe care le știu. Opa, am pus prea mult? Papa ștrumf, noi am vrea să te invităm. Te rog, ștrumfule cochelar,
Acum sunt foarte ocupat. Bine, Papa Ștruf. Vai de bine, Papa Ștruf chiar suferă foarte mult. Se pare că vom ține petrecerea fără el. Băi, grozavă petrecere, nu-i așa, Leneșule? Da, e foarte ștrufească, dar de ce e pentru mine? Vrei să spui că nu știi? Păi tu... Pentru că te iubim cu toții foarte mult. Asta este pentru tine, Leneșule. Vai, un portret! Mulțumesc, pictorule! Întotdeauna ai fost modelul meu preferat. Ce-ai pățit? Iar acum, odă ștrumfului Leneș. Poate avea și defecte. Câteodată doarme prea mult. Dar acum ne va părăsi. Și voi știți cu toții asta. Dar eu nu plâng nicăieri. Un special cu toți prietenii în jurul meu. Se pare că ștrumfii mei dau o petrecere. I-aș dori să mă duc și eu, dar mai întâi munca. Păcat că asta e ultima petrecere a Leneșului. Ce? Am spus păcat că e ultima petrecere a Leneșului. Ultima petrecere? Cum adică ultima petrecere? El vrea să spună că... Blăguțule, vorbești prea mult și prea tare. Doar pentru că Papa Ștrumf a spus că nu există leac pentru Leneș și că el va ștrumfi în câteva zile, asta nu e un motiv să pălăvrăgești și în plus să spui că... Dar Blăguțul i-a spus, nu? Deci asta era. Ștrumful ăsta nu o va mai duce mult. Trebuia să-mi dau seama că ceva este neregulă atunci când nu am mai putut dormi. Săracul Leneș! Săracul Leneș! Dar nu voi sta cu mâinile în sân? Ce sunt eu? Ștrumf sau șoarece? Leneșule, unde te duci? Voi profita din plin de ultimele mele ore. Voi face toate lucrurile pe care am fost prea obosit să le fac. Cum ar fi ce, Leneșule? Mă, voi cățăra pe cel mai înalt munte. Voi străbate cei mai rapizi torenți. Voi îmbrăzi cea mai înfricoșătoare bestie. Sună periculos. Așa și e. Leneșule, așteaptă! Aveți grijă, torenților, sosesc! Repede, ștrumfilor, îmbarcă! Trebuie să-l oprim! Leneșule! Așteaptă! Oprește-te! Nu face asta! Liniștiți-vă, ce-am de pierdut? Ura! S-a dus! Leneșule! Nu se poate! Dar ne ducem și noi! Pâslește! Papa Ștrumf a spus să nu venim niciodată atât de aproape, deoarece aici este o mare cascadă! Ce cursă ștrumfească a fost! Și ce prieteni ștrumfiți sunteți să-mi țineți companie în aceste ultime clipe! Nu vrei să ținem companie înapoi în sat, Leneșule? Încă nu! Mai avem multe de făcut! Împreună! De făcut? Împreună? Mă voi cățăra până în vârful celui mai înalt munte! Mai ce, Leneșule? Poate fi periculos! Apreciez grija voastră, prieten, dar pericolul nu mai înseamnă nimic pentru mine. Ultimul jos e un ștrumf puturos. Ce prieten loial! Apreciez faptul că vreți să mă înveseliți. Datorită vouă nu voi uita niciodată această zi. Leneșule, acum ne putem întoarce în sat? Nu, încă nu. Trebuie să găsesc provocarea supremă. Ceva ce n-a mai făcut niciodată vreun ștrumf. Oh, no, no! Priviți! Asta e ștrumf. Voi îmblânzi acea bestie. Dar pare mare și rău. Asta înseamnă că e o provocare și mai mare. Leneșule, oprește-te, te rog. Nu ne poți face așa ceva. Vreți să spuneți că nu lăsați un ștrumf osândit să aibă ultimă dorință? Ei bine, noi ne gândeam... Ideea e că ai nevoie de o capă să faci asta cum trebuie. Da, o capă. Așa e, o capă. Ai dreptate, ștrufițo. Mă voi întoarce imediat cu o capă.
Acum ce ne facem? O, dacă Leneșul ar fi vrut să se pună măcar cu bestia aia. Asta e, cât timp Leneșul este plecat, noi vom schimba animalele. Asta vreau și eu să sugerez. Dar mai întâi trebuie să cântăresc anumite aspecte ale problemei. Vedeți, fiecare problemă... Hei, așteptați-mă și pe mine! Gata, ștrumfilor, cred că e de ajuns. Gata, toată lumea să se ascundă. Toro, Toro! Ole! 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 Măi, să fie, Plântuțul, ți-ai revenit uimitor de bine. Când te vedea cochetul... Cochetule, cochetule, ți-am adus planta. Este... Unde sunt toți strumfii? Ăsta e singur cântărețul. Mai bine mă duc să văd ce au de gând. Ole! 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 Ștrumfenie mare, ce faceți aici? Papa Ștrumf, cât mă bucur că ai putut veni să ți-ai rămas bun de la Leneș. Rămas bun? Ștrumful ăsta nu mai are mult, mai ții minte? Nu, nu, nu țin minte. Dar te-am auzit că ai spus că mai are doar două zile și m-am gândit... Asta e! Eu vorbeam despre planta asta a cochetului, nu de Leneș. Oh, te-ai făcut bine, cât mă bucur! Leneșul nu are nimic, are nevoie doar de câteva exerciții. Ai auzit, Leneșule? Vei fi bine, ne-a spus Papa Ștrumf. Atunci de ce mă mai lupt cu bestia asta? Nu este o bestie, Leneșule, este doar... Un taur! Fugiți! Fugiți să vă salvați viața! Fugiți, Ștrumf, pentru el! Mai repede, micuții mei ștrumpi! Mai repede! Repede, 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 repede! Fugiți, fugiți, fugiți! În data viitoare, micuții mei ștrumpi, înainte de a ștrumfi de tot, amintiți-vă că viața trebuie trăită în fiecare zi. Nu-i așa, Leneșule? I-am spus eu că are nevoie doar de puțină mișcare. Ei bine, micuțul meu prieten, se pare că vom cina împreună diseară. Mai am puțin și nu am scăpat pe jos niciun fruct ștrumf. Oare ce s-a fi întâmplat? Cu acest praf pe care l-am aruncat, fă-mi și mie un băț fermecat. Am reușit, am reușit. Am făcut un băț fermecat. Hei, vin înapoi. Oprește-te, bățule magic. Pește-un fenia mea, papa are nevoie de ajutorul meu. Rezistă, Papa Ștrumf, sosesc! Că te-am prins! Am sosit, Papa Ștrumf! Mulțumesc, blecuțule! Cred... Ce se întâmplă? Am reușit! Am creat un băț magic dintr-o formulă antică pe care am împrumutat-o de la Omnibus. Un băț magic? Ce poate face? Poate reda totul la forma inițială. Ce? Privește! Tot ce trebuie să faci este să îndrepți bățul și să spui ștrumfește la loc! Vai de ștrumfala mea, Papa Ștrumf! Totul este cum era înainte! Exact! Dar bățul magic poate face și lucrurile să dispară! Tot ce trebuie să faci este să bați în ceva! Să spui, ștrumfește aici! Vai de mine! Papa Ștrumf! Ai dispărut și tu? Îmi pare rău, blecuțule! Asta e problema cu disparițiile lucrurilor! Nu știi niciodată unde vor reapare! La problema asta mai trebuie să lucrezi. Imaginează-ți cât de mult ne poate ajuta bățul acesta. Dar pentru moment îl voi pune în dulap ca să fie în siguranță. Acum trebuie să-l vizitez pe Omnibus. I-am promis că îi voi da formula magică cât mai repede. Vrei să mergi cu mine? Mi-ar plăcea, Papa Ștrumf, dar trebuie să fac curățenie. Ai dreptate, blecuțele. Cred că este mult de lucru. Știu, știu. Bun, pare că aș putea face curații mele dacă aș folosi bățul vermecat al lui Papa Ștrumf. Știi ceva, Papa Ștrumf? Pirosofia a plecat.
Sunt sigur că papa știu, nu s-ar supăra dacă aș folosi bățul fermecat. Sau s-o supăra? Nu. Sunt sigur că papa știu, nu s-ar supăra. La naiba, că doar de asta există bețe fermecate. A greșit dulapul. Asta trebuie să fie dulapul bun. Sper. Bățul magic. Cum era? Ștrumfește înapoi? Nu, ștrumfește înăuntru? Ștrumfește în afară? Nu, era la loc. Ștrumfește la loc. Wow! Păi să fie, e grozav. Sper să funcționeze și cu fructe, ștrumf. Ștrumfește sus. Wow! Am reușit! Cu bățul ăsta nu vei mai fi plăcut niciodată! Știu că ar trebui să-l pun înapoi în dulapul lui Papa Ștrumf, dar trebuie să-l arăt tuturor! Trebuie! Mai să fie! Coșul ăsta devine din ce în ce mai greu cu fiecare pas pe care îl ștrumfesc! Ștrumfule cu ochelară, ștrumfiți-o! Ce, plăguțule? Priviți și-a! Ne-ai oprit ca să ne uităm la un băț? Să mergem, ștrumfiți-o! Dar ștrufule cu ochelari, acesta este bățul fermecatul lui Papa Ștruf. Îmi pare rău, blecuțule, dar Papa Ștruf nu are un băț fermecat. Doar Omnibus are un băț fermecat. Dar acum are și Papa Ștrufulul. Și poate face lucruri uimitoare. Poate face lucrurile să dispară doar dacă spui Ștruf, ești de aici. Se pare că Papa Ștruf are un băț fermecat. Of, blecuțule, ce prostie ai făcut. Îmi pare rău, Ștruf. Bățul meu a scăpat în apă. Am pierdut bățul magic al lui Papa Ștruf. Vai, ștrufiță, ce vei spune lui Papa Ștruf? Spune adevărul, plăguțule. Dar nici măcar nu știe că l-am luat. Plăguțule, uite ce am găsit. Poate fi bățul lui Papa Ștruf? Da, el e. Plăguțule, mai bine aduce bățul înapoi cât mai repede posibil, să știi. Așa, imediat. Și amintește-ți ce spune Papa Ștrumf. Da, bine, pa! Dar nu am terminat, stai un pic. Nimic nu face mai bine trenului decât o plimbare prin natură. Ce avem noi aici? Un toiag. Ura, 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 un toiag pentru mine. Ce noroc, ce apariție voi fi. Cred că ar trebui să mă întorc acasă să mă aranjez imediat. Ștrumfenie mare, sunt curat din nou. Cum de s-a întâmplat asta? Nu contează, cel puțin nu mai trebuie să-mi fac griji cum arăt. Papa Ștrumf, Papa Ștrumf. Ce bine, nu e acasă. Trebuie să înapoiesc bățul înainte ca Papa Ștrumf să se întoarcă. Iar am găsit dulapul. Nu e nicio problemă, trebuie doar să spun ștrumfește la loc. Am spus, ștrufește la loc! Am spus, ștrufește la loc! Nu înțeleg, înainte a funcționat! Nu înțeleg! Chiar dacă bățul ăsta nu e cel adevărat! Vai de bine, Papa Ștruf! Nu mai am timp să mă gândesc! Trebuie să mă gândesc! Ce a fost asta? Ștrufule plecuți! Încă nu ai terminat de făcut curățenie? Ba da, papa, adică nu, Papa Ștrumf, vă ștrufi imediat. Foarte bine. A fost cât pe ce. Ce păreai? Ce este picturile? Cum adică ce este? Este cea mai recentă operă de artă. Se numește Ștrumfița pe o scuică. Nu e rău, picturule, nu e rău deloc. Dar nu crezi că ar fi fost mai bine Cochetul pe o scuică? Cochetul pe o scuică? Nu e bine, este imposibil. Bine, bine, picturule, era doar o idee care credeam că va pune lucrurile la loc. Ce? Sacră blă, pictura mea a dispărut. Pânza mea este goală. Ce ai făcut, Cochetule? Dar eu n-am făcut nimic. Cineva a făcut ceva. Pictura mea a dispărut și a durat o veșnicie să o termin. Acum ce voi face? Ce ciudat. Mă întreb dacă bățul ăsta are ceva de a face cu... Nu, e ridicol. Miam, miam. Fructe Ștrumf. Lui Gură Mare îi plac fructele Ștrumf. E Gură Mare, fugiți! Salvați-vă, salvați-vă! Fugiți-vă, vă mâncați toată recolta! Opriți-l! Oprește-l tu! Fugiți, salvați-vă! Papa Ștrumf,
Papa Ștrumf! Mergeți după Papa Ștrumf, el va ști ce să facă. Gură! Ce s-a întâmplat? Gură mare ne mănâncă toate fructele. Și dacă nu-l oprim, nu va mai rămâne absolut nimic. Ce să facem, Papa Ștrumf? Știu, voi folosi bățul fermecat. Bățul fermecatul lui Papa Ștrumf? Desigur, sportivule, bățul fermecat! Să mergem! Așteaptă, Papa Ștrumf! Ești sigur că ar trebui să folosești bățul fermecat? Poate există și altă metodă să-l rănim pe gură mare? Nu avem timp de pierdut, plecuțule! Haideți! Dar, Papa Ștrumf! Papa Ștrumf! Gata! Aproape am terminat! Constructorule, te-am căutat peste tot! Aș vrea să te uiți la bățul ăsta pe care l-am găsit! Se comportă foarte ciudat! Acum nu pot, cochetule, mai am puțin să termin mașina de plăcinte. Vino și tu puțin mai târziu. Te rog frumos, dar unde am pus cheia aia? O mașină de plăcinte? Mă întreb, câte plăcinte poate face la un loc? Ce s-a întâmplat? Mi-ai stricat cea mai mare invenție. Nu este vina mea, a fost bățul. Bățul? Bățul? Cochetule, aproape că am scăpat lemnele pentru foc. Poftim, ia-l și pe ăsta. Mie mi-a făcut numai probleme. Oh, Papa Ștrumf, gura mare nu s-a oprit de mâncat de când a ajuns aici. Nu te teme, Ștrumfițo, bățul meu fermecat îl va face să dispară. Dar, Papa Ștrumf, nu cred că... adică... Gura mare, ștrumfește de aici. Au! De ce l-ai lovit pe gura mare peste deget? Au! Ce se întâmplă aici, sportivule? Papa Ștrumf a încercat să scape de gură mare folosind un băț. Cu ce? Te simți bine, Papa Ștrumf? Sunt bine, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu bățul meu magic. Știu eu, Papa Ștrumf. Spune! Pare rău, Papa Ștrumf. Am avut nevoie de băț să strâng fructele. Iar apoi a căzut în râu și eu n-am știut că nu este bățul adevărat și... Bleguțule, ce s-a întâmplat cu bățul adevărat? Cred că a fost luat de apă. Ar fi trebuit să-mi spui imediat. Bine, acum trebuie să găsim adevăratul băț. A fost bățul. Papa Ștrumf, azi am găsit un băț în râu care arată la fel ca bățul tău și scotea un sunet ciudat, ca un fel de zbârnâit, așa. Și unde e, cochetule? I l-am dat la cumului drept lemn de foc. Lemn de foc? Să ne grăbim, mă, ștrumfesc, să nu ajungem prea târziu. Sufleu de fructe, Ștrumf, preferatul meu. La comule, la comule. Ce ai făcut cu lemnele de foc pe care le-ai adunat de dimineață? Le-am folosit să-mi fac sufleul. Bietul meu sufleu. Deci din păcate s-a dus. Și acum ce vom face? Papa Ștrumf, uite ce am găsit. Bățul fermecat. Seamănă cu el. Acela îl poți lua, Papa Ștrumf. Este prea mare pentru cuptorul meu. Putem afla într-un singur mod. Ștrumfește la loc. Sufleul meu. Bățul meu fermecat. Trebuie să ne întoarcem la recolta de fructe, Ștrumf. Dacă ne-a mai rămas vreun fruct ștrumf. Gură mare, neobrăzatule, de ce nu mănânci altceva? Ce bune sunt! Lui gură mare îi plac fructele, ștrumf. Ștrumfițo, sper că nu am ajuns prea târziu. Aproape, Papa Ștrumf, gură mare e pe cale să mănânce și ultima tufă de fructe ștrumf. Asta înseamnă că nu avem timp de pierdut. Gură mare, ștrumfește de aici. Mă întreb unde s-o fi dus. Mere pădurețe? Lui gură mare îi plac merele pădurețe. Și astfel, ștrumfii mei, pentru a preveni ca bățul magic să ajungă din greșeală în mâini nevinovate, am decis să-i dau lui Omnibus pentru a-l păstra. Dar, Papa Ștrumf, eu aș fi încântat să-l păstrez pentru tine. Nu știu ce să zic, ștrumfule cu ochelari. Te asigur, Papa Ștrumf, dacă bățul va fi în mâinile mele, toate grijile tale vor pleca de aici. Papa Ștrumf! Ștrumfule cu ochelari, uite ce ai făcut! După cum spunea și Papa Ștrumf, să scăpăm de chestia asta odată. La. Ce e cântecul ăsta, Papa Ștrumf? Seamănă cu... Urmați-mă, micuții mei ștrumfi! Așa mă gândeam și eu. Este vânzătorul de obiecte magice. Iar când el trece prin pădure, înseamnă că ștrumfii vor avea probleme. N-avem probleme, Azrael. La apus va sosi mama. Și dacă nu am un cadou pentru ziua ei, voi avea mari probleme. Iar mă va transforma într-o broască. Sau mai nou,
Poate reușim să ajungem în oraș înainte de închiderea magazinului. Gargamel, chiar vrăjitorul pe care îl voiam. Vrei să cumperi niște amulete? Dispar din fața mea, păcăliciule! Eu mă grăbesc! Talismane, amulete, sunt niște cadouri foarte frumoase. Un cadou pentru mama, ceva frumos sau ceva ieftin, a? Ieftin? Asta e o... Păi, este vorba de mama mea. Dar ce e ieftin? Cât de ieftin? Păi, să vedem, eu am... un penny. Ne vedem primăvara viitoare, Gargamel! Te rog, te rog! Ia și tu în considerare relațiile noastre de afaceri din trecut! Crede-mă, exact asta și fac! Te rog, te rog! Trebuie să ai ceva! Ai noroc că am inima bună, Gargamel! Altfel... Un cercel? Nu-mi place să stric perechea, dar pentru tine și oricum pierd bani cu asta! Stai, stai! Ce putere are ăsta? Habar n-am, l-am luat de la reduceri. Pe mai târziu, Gargamel. O, doamnă, vrăjitoarea Hogata, acesta e cuvântul care îmi vine în minte când mă gândesc la tine. Și o fac destul de des. Oh, lingușitorule. Ia zi, ce ți-ar plăcea? Oh, din păcate sunt prinsă până peste urechi cu magia, dar... Cercelul ăsta, îl iau, dar unde e celălalt? L-am vândut lui Gargamel. Gargamel? E un zbor prea lung? Cară-te! A? Până nu te transform într-o masă. A fost o plăcere, draga mea, ca întotdeauna. Acum am tot ce-mi trebuie pentru a-i găsi pe ștrumfii ăia. După ce voi lua celălalt cercel de la Gargamel. Și cred că știu cum să fac asta. Cosițe strălucitoare, dinți ca perlele. E greu să întâlnești fete perfecte. Râs cu ceritor, un prost voi păcăli frumusețe perfectă. Asta-i ghelvazări. Acum să vedem dacă funcționează. Nu se compară cu frumusețea mea naturală, dar trebuie să fie de ajuns pentru a-l păcăli pe Gargamel. Zboară, animaluțul meu, zboară, zboară, zboară! Tumpitule! Cu prima ocazie te schimb cu o mătură! În ce direcție este casa drăguțului de Gargi? Știu că este pe undeva pe aici. La 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 la. Vai de mine, m-am pierdut. Ce să mă fac acum? Să vedem. Mușchii cresc pe partea de nord a copacilor. Sau spre sud? Sau spre est? Oh! O prințesă, Papa Ștrumf! O prințesă frumoasă! S-a rătăcit și noi trebuie să o ajutăm. O prințesă? Singură în pădure? Este foarte ciudat. Te rog, Papa Ștrumf, trebuie să ne grăbim să nu pățească ceva. Bine, Ștrumfito, vom merge, dar cu grijă. Vrăjitorul ăla prost trebuie să locuiască pe undeva pe aici. Știam că simțul direcției nu mă va trăda. Gândește-te, Azrael. Un cercel este mai bun decât niciun cercel. Vai de mine, a venit mai devreme. Vin, mămico. Ce mă bucur să te văd! Bună! Nu cumva tu ești chipeșul, puternicul, curajosul și drăguțul vrăjitor Gargamel? Acestea sunt urmele ei, Papa Ștrumf! Și duc spre Gargamel! Vai de mine! Trebuie să o salvăm! Cine știe ce-i va face Gargamel? Nu știu cum să-ți mulțumesc. Când acel vânzător mi-a spus că s-a vândut celălalt cercel, am crezut că nu-i voi avea niciodată pe amândoi. Și mi-i dorem atât de mult. Sunt foarte frumoși. Da, da, frumos.
Foarte frumos. Mulțumesc foarte mult că mi-ai dat. Ești atât de generos. Aș face orice pentru tine, draga mea. Foarte frumoasă. Până ne vom mai revedea. Stai, stai! Cine ești? De unde vii? Unde-o fi pasărea aia tâmpită? Uite-o, papa ștrumf, a ștrumfit din casa lui Gargamel. Sper că nu i-a făcut vreun rău. Este foarte ciudat. Mai bine o urmărim de la distanță. Trezește-te, amețitule! Vei fi martorul gloriei mele! Nu era o prințesă! Este bătrâna vrăjitoare Hogata! Ce are de gând, papa știu? Nu știu sigur, constructorule! Vânzătorul ăla prost nu avea nici cea mai mică idee ce a vândut! Cercei ăștia sunt tot ce avem nevoie pentru a-i distruge odată pentru totdeauna pe ștrumfii nesuferiți! Avem o mare problemă, micuții mei ștrumfi! Hogata are cercei legendară lui Sonoria! Ea ne va putea auzi vocile de la kilometri distanță! Oriunde în pădure! Ne va descoperi satul! Ce vom face, papa ștrumf? Frumoasă fecioară! Frumoasă fecioară! O, firar să fie! Șterge-o! Ce bine că te-am găsit! Da, ce noroc! Ce faci aici? Adunam miere sălbatică. Ești tu, drăguță, mi-aduci puțină? De acolo de sus? De la viespile alea? Da, sigur, dar nu ți este teamă? Vino, Azrael! Domnița mea dorește miere! Mai bine rămân așa până mă voi asigura că a plecat. Veniți, micuții mei ștrumfi, să mergem în sat. Vreau ca fiecare ștrumf să rămână aici până când voi găsi o cale să o ștrumfim pe Hogata și să ștrumfiți în liniște. Aha, de aici voi auzi perfect. Cum era vraja? 7 să-mi ajungă la fiecare lob. Aduceți-mi sunete de pe tot acest glob. Da, da, funcționează. Funcționează perfect. Papa ștrumf, unde este leneșul? Mare ștrumf! Grăbește-te, cântărețule! Tu ești singura noastră șansă! Continuă să sforâi nasul albastru! Așa mă vei conduce direct la sat! Hai, hai, cântărețule, dă-i drumul! Cântărețule, mai tare! Cercei nu se pot scoate atunci când recepționează un sunet. Știu exact ce să fac, Azrael. Îi voi da jos cu acest băț. Azrael! Am văzut-o pe iubita mea! Ce se putea! Hogata! Hogata? Eu nu sunt Hogata, eu sunt frumoasă, atrăgătoare, apetisantă! Opa! Ups, cred că vraja nu era rezistentă la apă! Tu! Ce-ai bătut joc de mine? Ar trebui să te... Ia mâinele de pe mine, vrăjitor amator! Vrăjitoare nesuferită! Yay! Bravo, cântărețule! Frumos trunfit, cântărețule! Yay! Yay! Una, bravo, bravo!
vrăjitoare nesuferită. Prostul ăla nu recunoaște frumusețea adevărată nici dacă-i fornă în față. Să mergem acasă, Harold. Știm noi când nu suntem doriți. Și ce e mai rău, Azrael? Este faptul că nu am niciun cadou pentru mămica. Nu ai niciun cadou pentru mămica ta? Pliot nerecunoscător! Mai bine aș avea un trol drept fiu. Mămica, lasă-mă să-ți explic, mămica. Da, un trol, de ce nu?